Phoenix CSU Simona Halep mizează pe continuitate în drumul spre marea performanță. Oficialii formației constanțene au anunțat miercuri că s-au înțeles cu antrenorul sârv Miroslav Popov pentru prelungirea contractului cu încă un sezon și continuarea proiectului demarat la începutul anului. Instalat pe banca tehnică într-un moment în care echipa traversa o perioadă nefastă, Popov a reușit să revitalizeze formația de pe litoral în mai puțin de o lună. Mai mult decât atât, grație rezultatelor obținute, constanțencele au terminat ultima ediție a Ligii Naționale de Basket Feminin pe locul 6, bifând astfel cea mai bună performanță din scurta istoria clubului. În vârstă de 63 de ani, Miroslav Popov este cel mai prolific antrenor din basketul românesc. El este singurul tehnician care a reușit să câștige un trofeu european cu o formație din Liga Națională, după cele două succesuri în Liga Europei Centrale cu CSU Alba Iulia.